Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său născut a dat să se jertfească. Pentru ca cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Preacucernici părinți și dragi credincioși, ne situăm în această duminică în două poziții. Și anume, îi sărbătorim pe drepți dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. Și avem și o Evanghelie cu o convorbire între zborul învățăturii Mântuitorul Iisus Hristos și un învățător al Vechiului Testament, Nicodim. Ca duminică este plasată a fi duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Despre Sfinții dumnezeiești părinții Ioachim și Ana am cel puțin două idei foarte frumoase ca să le expun de la Sfinții Părinți. Și anume că ei își doreau un copil și cam la 70 de ani Sfântul Ioachim, ducând jertfă la altar, având soția cu 10 ani mai mică, preotul de acolo l-a refuzat ca să intre în față, stând la rând de fapt, și a spus să stea mai la urmă că ei nu au copii și nu sunt binecuvântați de Dumnezeu. Și atunci s-a pus 40 de zile și 40 de nopți, parcă ca mai târziu Mântuitorul, în pustiu, în post și rugăciune, și astfel, după această lucrare binecuvântată de Dumnezeu, Ana a rămas însărcinată și a născut-o pe Sfânta Fecioara Maria. Întrebarea: care dintre noi a mai face lucrul acesta la 70 de ani sau la 60 de ani prin soția? Iată un prilej de a avea în fața noastră oameni de nădejde, oameni care au mers pe calea Domnului, nu numai pe calea omului. Calea omului înseamnă știință, filozofie, filologie, și calea Domnului înseamnă rugăciune, post, așeză, încredere, nădejde și iubire față de Dumnezeu. Când eram student, auzisem despre un mare grec. În timpul schimbului de populație între greci și turci, în 1922, a fost salvat cu greu și a ajuns în America prin bursă și prin alte afaceri, a ajuns cel mai mare și cel mai bogat om din lume prin anii 70. Întrebat fiind cum își administrează averea, el a spus, oarecum, cu un răspuns just: o împart în trei. O treime o pun la cec, o treime o investesc și cu altă treime trăiesc împreună cu familia. Însă la Sfinții dumnezeiești părinții Ioachim și Ana găsim o altă împărțire a celor câștigate. Și anume, uite, parcă înainte de Hristos trăiau ca niște creștini, oameni cu evlavie, dar cele pe care le câștigau, sigur că nu atât cât Onasius din vremea noastră, o parte o dădea la templu, o parte o împărțea săracilor și numai pe o parte trăiau. Comparați, puneți în balanță dumneavoastră, care ar putea fi dintre acești doi sau două feluri de a fi
exemplu și principiu pentru viața de aici, dar cu rezonanță și pentru viața veșnică. Aceste două lucruri am dorit să vi le spun, pentru că astăzi avem pe Sfinții Drept Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, care sunt pomeniți la orice sfârșit opus, la orice slujbă, tocmai pentru viața lor de evlavie și pentru faptul că Dumnezeu i-a binecuvântat de a o naște pe Sfânta Fecioara Maria. Evanghelia care s-a citit astăzi, ca duminică, înainte de înălțarea Sfintei Cruci, însă este o Evanghelie deosebit de interesantă. Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Iosua înseamnă Mântuitor și Hristos înseamnă cam același lucru, Mesia, în limba ebraică. Au fost date diferite definiții, logosul întrupat, eternitatea care a punctat istoria, spune Petre Țuțea despre Iisus Hristos, și bineînțeles că noi spunem cu Sfântul Apostol Petru, de asemenea cu Marta, când l-a întâmpinat, atunci la învierea lui Lazar, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, celui viu. Cine este Nicodim? Nicodim era un învățător de lege. Nicau în limba greacă înseamnă a birui, de aceea se și pune pe prescură, știți? Iisus Hristos, Nica, biruitorul. Și demos înseamnă popor. Să nu confundăm demosul cu demonos, care înseamnă drac, diavol. Demos e popor, iar celălalt are altă semnificație. De aceea, de multe ori se confundă democrația cu demonocrația. Atunci când lucrurile sunt luate în sens particular, unilateral, nu mai este democrație. Chiar când se face o lege sau dorești să creezi un principiu, trebuie să fii democrat, să întrebi și pe celălalt sau pe ceilalți și nu demonocrat să iei de unul singur. Și așa, deci, înseamnă Nicodim, ca și Nicolae, biritor de popoare. Acesta fiind unul dintre 70 cei mai învățați oameni ai evreilor, se numeau sinedriști, adică făceau parte dintr-un fel de senat. Senat vine de la selectute, care înseamnă bătrâni. Senatul ar trebui să fie sfatul bătrânilor, fără ca să fie acceptat sub 50 de ani să fie parte în Senatul României. Asta înseamnă Senat, sfatul bătrânilor. Dar, în sensul acesta, el făcea parte din Sinedriu, s-a dus noaptea ascuns la Iisus cu o propoziție de apreciere și anume, știm că ești la Dumnezeu. Dar seama că cuvânt mare spune acel învățat că nimeni n-ar fi putut face și nu poate face minunile pe care le faci tu dacă n-ai fi de la Dumnezeu. Încă din aceste cuvinte găsim o mărturisire de credință a unui învățat a Vechiului Testament, ceea ce poate fi un exemplu și pentru învățații Noului Testament care se consideră creștini, botezați, dar totuși se îndoiesc în dumnezeirea lui Iisus Hristos. Știm că ești de la Dumnezeu. Nimeni n-ar fi putut face asemenea minuni pe care le faci dacă n-ar fi de la Dumnezeu. Ce interesantă mărturisire de credință, căreia Iisus se răspunde cu o contramărturisire. Și anume îi spune că El este de fapt venit de sus. Nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă nu te vei naște de sus. Adică eu sunt venit de acolo și știu ce este sus în împărăția lui Dumnezeu, în sânul Tatălui și a Duhului Sfânt. Și voi, adică tu în primul rând și voi, trebuie să vă nașteți din nou, să vă nașteți de sus, anoten în limba greacă. Și de aceea Nicodim, oarecum nepricepând valoarea cuvintelor și simbolistica acestora,
l-a întrebat pe Iisus, dar cum, trebuie să intru din nou în pântecele mamei, să mă nasc, ca să intru în împărăția lui Dumnezeu? Și așa cum i-a descoperit la vitez, de asemenea samariteni și la fântâna lui Iacob despre apa cea vie, îi spune acum, trebuie să te naști din apă și din duh. Adică descoperă unui om învățat taina botezului. Prin această întâlnire între Nicodim și Iisus se dă dovadă că nu este absolut suficientă cultura. Nu este suficientă doar inteligența, doar știința. Era și om de știință, de cultură, era inteligent. Pentru mântuire e nevoie și de cult. De aceea am prezentat dintr-un început că există două căi. Calea omului și calea Domnului. Și Nicodim mai demonstrează încă o dată că nu numai fariseii, sau să zic, nu numai oamenii săraci, sau nu numai vameșii și păcătoasele s-au dus la Iisus, ca să-L caracterizăm că s-a ocupat mai mult de partea aceasta joasă, de joasă speță a umanului. Ci la Iisus s-au dus și Iosif, și Nicodim, și alți oameni înascuns, oameni de cultură, să se sfătuiască cu el cum ar putea să-și mântuiască sufletul. Dar în toate aceste cuvinte în dialog, ca un fel de metodă socratică de întrebări și răspunsuri, Domnul Iisus îi spune o lucrare deosebită în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, și anume că venirea sa în lume a lui Iisus a fost datorită dragostei lui Dumnezeu. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul singur fiu l-a dat să se jertfească, pentru ca cel ce crede în el să aibă viață veșnică. Despre viața veșnică ne spune chiar în primul capitol, mai ales atunci când Sfântul Ioan Evanghelist, în versetul 12, spune faptul că Iisus este acel care ne dă ajutor celor credincioși, ca tot cel ce crede în el să se facă fii al lui Dumnezeu. Celor ce cred în el le-a dat putere să se facă fii al lui Dumnezeu. Revenim puțin la această problemă a iubirii Tatălui. Putem să răspundem cerinței Mântuitorului Iisus Hristos la ideea pe care o spune mai târziu. Cel ce iubește pe tată, pe mamă, pe fică, pe fiu, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică cum, Doamne, să nu ne iubim părinții? Fii, copii, mama, tata? Dar răspunsul este în următoarea parte. Nu-i vrednic de mine, pentru că așa s-a întâmplat și cu tatăl meu. Va iubi mai mult pe voi decât pe mine. Atât de mult a iubit, îi spune lui Nicodim, Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu, Logosul, l-a lăsat să se întrupeze, să se jertfească pentru noi, ca cel ce crede în el să se mântuiască. Deci este un răspuns al nostru de a-L iubi întâi pe Dumnezeu, adică oarecum în triunghi. Într-un triunghi, adică iubim pe Dumnezeu și prin Dumnezeu te iubesc și pe tine sau vă iubesc pe voi. Observați că când am citit vineri seara la Sfântul Simeon, noul teolog, în versetul 65, care l-am încheiat, în cele 225 de capete despre mântuire, capete morale, Sfântul Simeon, noul teolog, spune ca să nu pornim în viață cu fapta bună, ci să pornim în viață cu dragostea. Pentru că dacă intri în concurență cu ceilalți,
numai cu fapta bună și nu pui o picătură de iubire în cele pe care le faci, ajungi la saturație, la întrebare. Doamne, dar până când să fac fapta bună și până când să rab? Până când să-l ajut? Să știu pe tata, pe mama care sunt bolnavi, pe fratele, pe sora sau pe ceilalți din societate în funcția pe care o am ca doctor, ca medic, ca preot, ca om social. Și răspunsul vine, sigur, tot de la Dumnezeu și mă gândesc și la părintele Ilie Cleopa care spune despre răbdare și despre dragoste într-o vorbă mai oarecum de la țară. Nu până la prășit, ci până la sfârșit. Noi nu suntem cu Dumnezeu într-un sens giratoriu în care nu știm încotro să o luăm și pe unde să ieșim. Avem calea credinței din acest sens giratoriu în care nu trebuie să stăm foarte mult. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 12, pe care le-am și prelucrat de fapt aseară la ora biblică, spune ca să nu părăsim calea credinței, ci să fim tot timpul cu ochii ațințiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, n-a ținut seama de ocară și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Deci prin cruce, prin ocară, înălțat fiind pe cruce, a primit și răsplata de a se urca de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pe tronul lui Dumnezeu. Și ne mai îndeamnă Sfântul Pavel să nu părăsim calea zicând, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Evrei 12 cu 4. La care sânge? Ne gândim și la sângele martirilor care s-a întâmplat să fie sămânța creștinilor, cum spune Sfântul Augustin. Dar trebuie să ajungem și la un alt sânge, la care veți ajunge dumneavoastră cu copilașii. La sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în lupta cu păcatul. De ce? Pentru că 1 Ioan 1 cu 8 spune că sângele lui Hristos ne spală de tot păcatul. A spălat păcatul strămoșesc și păcatele celor care au trăit până la El pe cruce, dar ne spală și păcatul nostru prin taina Sfântă a Împărtășanii. Căci pe cine iubește Dumnezeu, îl ceartă, uneori îl biciuiește pe tot fiul care îl primește. Răbdați spre înțelepțirea voastră. Dumnezeu vă ia pe voi ca niște fii. Și care este fiul pe care tatăl său, atunci când greșește, nu îl pedepsește? De aceea, zice, aceasta este spre folosul nostru ca să ne împărtășim de sfințenia Lui. Îndemnul la răbdare l-a avut și Joachim și Ana, pe care îi prăznuim astăzi spre sfințirea lor prin nașterea Sfintei Fecioare Maria. Îndemnul la sfințire și la răbdare l-a avut și din partea Mântuitorului Nicodim, din convorbirea de astăzi. De aceea, trebuie să ne gândim și noi la viața noastră, la cele pe care trebuie să le săvârșim. Și anume, că dacă Dumnezeu a iubit lumea de la dat pe unicul Său Fiu pentru noi, atunci trebuie să răspundem, în primul rând, cu aceeași monedă a iubirii, să punem întâi iubirea și apoi fapta, pentru ca să avem răbdare până la sfârșit. Amin.